la nostra. Vado a Roca Nero, Valencia, ottimista, ne ha avuto bucurie de inima și tratăm subiectul despre starea finală a celor osândiți. Biblia prezintă doar două locuri veșnice în care își vor petrece cei care au trecut în veșnicie destinul lor veșnic. Fie un loc de fericire veșnică, fie un loc de chin veșnic. Putem să definim iadul în felul următor. Iadul este un loc de pedeapsă, conștientă și veșnică pentru cei răi. Această definiție a iadului nu se potrivește sau nu este acceptată de umaniști sau de cei care cred că omul prin natura lui este o ființă bună. Doctrina aceasta apare unora demodată sau chiar o doctrină crudă și subcreștină. Millard Erickson a afirmat că iadul este caracterizat de absența lui Dumnezeu. Iadul este caracterizat de experiența unui chin intens, indiferent dacă acest chin implică suferință fizică sau suferință mentală sau amândouă tipurile de suferință. Cel care ajunge în iad, pierdut, va avea un sentiment de singurătate, spune Erickson, o realizare a adevărului că despărția de Dumnezeu este permanentă. O stare de disperare fără speranță. Scriptura vorbește despre o pedeapsă veșnică în anumite pasaje. Putem să ne gândim, de exemplu, la pildele spuse de Domnul Iisus Hristos, la pilda talanților, unde stăpânul va zice, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Matei, capitolul 25, cu versetul 30. De asemenea, și în pilda judecății viitoare sau în exprimarea despre judecata viitoare din Matei, din capitolul 25, unde împăratul, judecătorul, stă pe un tron și rostește sentința, va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, cel neprihănit vor merge în viața veșnică. Matei, capitolul 25, versetul 41 și 46. Așadar, paralela dintre viață veșnică și pedeapsă veșnică arată că ambele stări sunt fără sfârșit. Sunt veșnice. Baza învățăturii creștine referitor la judecata viitoare, la iad și la rai, chiar dacă este greu de asimilat și de înțeles pentru unul modern, baza acestei învățături se regăsește în primul rând în învățătura Domnului Iisus, în Evanghelie. El a spus despre un loc unde viermele nu mare și focul nu se stinge. Marcu, capitolul 9, versetul 44. Relatarea despre Lazar cel sărac și bogatul care a ajuns în chinul creștin arată că acea stare, fie de fericire veșnică, fie de chin veșnic, este o stare categorică ce nu poate să fie schimbată. Adică nu poate cel care a ajuns într-un loc de osândă să treacă în locul de fericire sau invers. În Apocalipsa apar afirmații, de asemenea, cu privire la osânda veșnică. Apocalipsa, capitolul 19, capitolul 20 și așa mai departe. Ideea că va fi o pedeapsă conștientă și veșnică a celor necredincioși a fost negată destul de vehement, mai ales în perioada contemporană. Ideea aceasta este negată de asemenea și de unele grupuri care promovează anihilaționismul. Conform acestei poziții, cei răi nu vor fi pedepsiți pe vecie, ci moartea înseamnă pentru ei anihilare sau încetarea existenței lor. Oricum, dacă studiem Biblia cu atenție, nu găsim texte biblice care să
ne încurajeze să îmbrățișăm astfel de învățătură cum este anihilaționism. B.B. Warfield, unul dintre cei mai de seamă teologi care au fost în America, susține că există trei forme de anihilaționism. Prima este mortalismul, a doua, nemurirea condiționată și a treia este anihilaționismul propriu-zis. Mortalismul pur susține că atunci când trupul moare, întreaga persoană încetează să mai existe. Aceasta este o concepție materialistă, dar care nu a fost niciodată populară în rândul creștinilor. Pentru că materialismul argumentează sau susține că tot ceea ce există, de fapt, este materia. Și omul poate să existe atâta timp cât trăiește în trup. Dar odată ce este despărțit de trup, conform acestei perspective, nu poate să existe sufletul sau o stare conștientă, un sine conștient în afara trupului. A doua perspectivă este nemurirea condiționată, care susține că Dumnezeu acordă viața veșnică sau nemurirea celor ce cred. Iar cei necredincioși vor ieși din existență. Ei nu vor mai exista. Astfel că nu vor experimenta o pedeapsă veșnică, ci practic vor ieși din existență. Și anihilaționismul propriu-zis promovează ideea că anihilarea este un rezultat firesc al păcatului, că păcatul are un efect atât de dăunător încât personalitatea individului mare încetul cu încetul. Cu alte cuvinte, din ziua în care noi ne naștem, începem să murim câte puțin. Cei care au păcătuit vor suferi o anumită perioadă, probabil o perioadă proporțională cu păcatul săvârșit, și apoi Dumnezeu distruge pur și simplu sinele individului. Deci în cele din urmă, după o suferință limitată, proporțională cu gravitatea păcatului sau cu necredință de care a dat dovadă individul, după aceea va fi anihilat. Să evidențiem câteva argumente folosite de anihilaționiști pentru susținerea acestei poziții. Mai întâi, referințele biblice despre distrugerea celor răi indică faptul că cei răi sau cei păcătoși vor experimenta o distrugere finală. Sunt folosite texte din Filipeni, capitolul 3, 1 Tesaloniceni 5 și așa mai departe. Da? Privind la aceste pasaje și analizându-le în context, putem spune că acestea nu arată neapărat încetarea existenței sau anihilarea, ci arată, de fapt, efectul groaznic pe care judecata și pedeapsa și iadul îl va avea asupra celor necredincioși. Un alt argument folosit de anihilaționiști împotriva învățăturii despre pedeapsa veșnică, este că această învățătură nu se potrivește, învățătura despre ea, nu se potrivește cu conceptul despre dragoste nemărginită a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu care este plin de dragoste nu va îngădui ca cineva, una dintre creaturile Lui, chiar și o creatură păcătoasă, să se chinuiască veșnic în ea. Noi spunem că a împăcat dragostea divină cu pedeapsa veșnică este într-un fel similar cu a împăcat dragostea lui Dumnezeu cu conceptul de judecată în general. Dacă nu va exista un destin veșnic, ce rost mai are să existe o judecată? Scriptura vorbește însă foarte clar atât de destinul veșnic, cât și de judecata veșnică. Și în fine, un alt argument invocat de anihilaționiști împotriva învățăturii despre pedeapsa veșnică are de-a face cu disproporția mare între păcatul săvârșit în timp cât omul trăiește în trup și pedeapsa aceasta veșnică, despărțirea de Dumnezeu veșnică, în iadul despărțire, nu doar printr-un chin profund, dar și printr-o fără nicio speranță.
Noi însă nu putem să ne imaginăm cât de mult rău a făcut și continuă să facă omul care respinge jertfa Domnului Iisus Hristos. Gravitatea răului făcut de păcătos când s-a răzvrătit față de Creatorul Său este dincolo de puterea noastră de înțelegere. Oare o perioadă scurtă de pedeapsă, avansată de anihilaționiști, poate plăti pentru toate păcatele credincioșilor și poate satisface justiția lui Dumnezeu? Deci doar o perioadă să sufere cei rei sau cei păcătoși și după aceea, după perioada aceasta, să fie anihilați. Dacă nu, atunci justiția lui Dumnezeu, nefiind satisfăcută, nu poate permite anihilarea celui necredincios. Dacă în perioada aceasta este satisfăcută justiția lui Dumnezeu prin faptul că omul suferă o perioadă limitată, atunci nu mai are niciun motiv Dumnezeu să-l condamne la iad sau la chin veșnic sau la anihilare, din moment ce justiția lui Dumnezeu este satisfăcută prin spășirea, să spun, pentru o perioadă de timp a persoanei care este despărțită de Dumnezeu. Chiar dacă par interesante toate aceste forme de anihilaționism, contrazic învățătura Bibliei despre viața veșnică. Pentru că Biblia vorbește foarte clar despre viața veșnică și despre răsplătirea veșnică. Dar așa, după cum spuneam, învățătura noastră se bazează pe ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a făcut afirmații foarte clare și foarte directe despre pedeapsa veșnică. Însuși Iisus Hristos a sugerat faptul că există diferite grade de răsplătire. Atât pentru cei credincioși, cât și pentru cei necredincioși. Există și perspectiva conform căreia toți vor fi răsplătiți și toți vor primi aceeași răsplată. Nu va fi o gradare a răsplătirii, cum de asemenea nu va fi o gradare a pedepsei. Pentru că toți cei răi vor ajunge în ea și vor fi pedepsiți acolo. Este adevărat că dacă nu vorbește Biblia foarte clar despre diferite grade de pedeapsă în chinul veșnic, Biblia vorbește, în schimb, de diferite grade de răsplătire pentru cei credincioși. Exemplu, în perioada primului secol, era considerat că moartea de martir oferă cea mai înaltă răsplătire din partea lui Dumnezeu. Și au fost credincioși care au primit cu bucurie să moară ca martir. Pentru că priveau dincolo la răsplătire. Ne gândim, de exemplu, la Origen, care a fost pe punctul să se autodenunțe ca să primească, să sufere moartea de martir, să primească această răsplătire. Dar învățătura Domnului sugerează faptul că vor exista diferite grade de răsplătire. Atât pentru cei credincioși, cât și pentru cei necredincioși. De exemplu, Mântuitorul a condamnat locuitorii din cetățile, din Horazin și din Betsaida, spunând: vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaida. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Cu alte cuvinte, responsabilitatea acestor locuitori din Horazin și din Betsaida era mai mare decât cea a locuitorilor din Sodoma. Pentru că ei au avut o revelație mai mare, Mântuitorul a trăit pentru locuitorii acestor cetăți, mai presus de orice, Mântuitorul a făcut minuni în aceste cetăți. Ceea ce nu s-a întâmplat cu locuitorii din Sodoma. Și spunea Domnul Iisus, de aceea vă spun că ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Sau mai avem un exemplu clasic, când Mântuitorul a vorbit despre ispravnicul necredincios. În concluzia, în încheierea acestei pilde, în Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 47 la versetul 48, el a zis așa: robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și nu a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vremnice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Așadar, principiul subliniat este că cu cât cineva posedă mai multă cunoaștere, cu atât sporește și responsabilitatea persoanei respective și implicit sporește pedeapsa pentru neascultare. Aș putea să spun că este un avertisment pentru, atât pentru studenții de la teologie, cât și pentru pastorii din țara aceasta. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât avem responsabilitate mai mare. Nu doar pedeapsa mai mare, dar să ne gândim la partea pozitivă și răsplata mai mare, dacă ne achităm cu responsabilitate de însărcinarea noastră. Așadar, acest principiu, haideți să luăm ca unul care ne încurajează. Să cunoaștem mai mult, să practicăm mai mult și atunci să fim răsplătiți mai bine. Nu este un verset sau un text acesta care să ne îndemne la indiferență sau la indolență, sau să spunem, e bine să cunoaștem cât mai puțin, să nu avem responsabilitate mare și să nu primim o pedeapsă mare. Deci nu aceasta este ideea. Și din potrivă, cred că trebuie să privim spre partea cealaltă. Să cunoaștem mult, să lucrăm mult și atunci vom fi răsplătiți pe măsura slujirii. Deci cu acestea încheiem cursul nostru de eschatologie și în cadrul acestui curs am parcurs diferitele concepte, etape eschatologice. Am încercat să descifrăm terminologia eschatologică. Mă refer aici la conceptele mileniste, tribulaționiste și așa mai departe. Să continuăm și de acum înainte să citim cu mai mare atenție cuvântarea eschatologică a Mântuitorului, învățătura eschatologică a Apostolului Pavel și, de ce nu, și Apocalipsa, pentru că în cele din urmă, cartea Apocalipsa înseamnă descoperire. Și noi din Apocalipsa facem nu descoperire, ci facem o taină. Așadar, avem la dispoziție atâtea monede, atâtea materiale, să putem să studiem și mai bine acest subiect care este frumos, interesant și, în același timp, și controversat. Eschatologia creștină.